Tragedia pe coasta rusă a Mării Negre. Cel puțin 16 oameni au murit după ce un autobuz care transporta muncitori la un punct de extragere a petrolului a căzut în mare, în sudul Rusiei. Incidentul s-a produs în această dimineață. Serviciile de prim ajutor au reușit să salveze 20 de persoane, dintre care 8 au avut nevoie de spitalizare. Potrivit Ministerului pentru Situații de Urgență, muncitorii aflați în autobuz lucrau la construcția unui loc pentru o companie petrolieră aflată între Marea Neagră și Marea Azov, care separă provincia Crimeea de regiunea Krasnodar. În primele ipoteze, autobuzul a derapat în mare după ce i-ar fi cedat frânele. În momentul incidentului, în autobuz erau 35 de muncitori.